Bună ziua! Eu mă numesc Roman Liviu din clasa 3A, iar astăzi voi recita un fragment scris de Ion Creangă. Chipul mare. Nu știu alții cum sunt, dar eu, când mă gândesc la locul nașterii mele, la casa părintească de Humulești, la stâlpul fornului, unde lega mama o sfoară cu modăcei la capăt, ne grăba mâțele jucându-se cu ei, la plichiciul vetrii de care mă țineam când începusem a merge cu păcel, la cuptorul pe care mă ascundeam, când mă așcam cu băieții de mijarca și alte jocuri și jucării pline de hazul și farmecul copilăresc. Parcă saltă și acum inima de bucurie. Mama, care era vestită pe năzdrăvăniile sale, îmi zicea cu zâmbet uneori când începea să ivi soarele dintre noi după o ploaie îndelungată. Ieși, copile, cu părul bălan afară și râde la soare, poate s-a îndreptat vremea și vremea se îndreptă după râsul meu. Știa, vezi bine soarele cu cine are de-a face, căci era piciorul mamei. Mama, cu adevărat și-a face multe și mari minunății. Alunga norii cei negri de pe deasupra satului nostru, învingând toporul în pământ dinaintea ușii. Așa era mama pe vremea copilăriei mele, plină de minunății. De cât îmi aduc aminte și mi-aduc bine aminte că brațele ei m-au legănat pe când zugeam laptele ei dulce și mă alintam la sânul gângurind și uitându-mă în ochii ei cu drag. Și sânge din sânele ei și carne din carne ei am împrumutat.